ce vreau. În acest episod am jucat Stumble Guys cu Darusel 2012, copilul toxic, căruia la final de episod i-am pregătit o mare surpriză și anume am cumpărat Stumble Pass-ul după ce acesta a râs de mine tot videoclipul și a avut o reacție de nedescris. Pe bune, vă zic, să spună la capăt să vedeți că a fost jale. Apropo, follow pe Instagram, primul link în descriere de la Eneba pentru cele mai ieftine jocuri și like-uri multe dacă vă place acest tip de conținut. Vizionare plăcută! Darusele, toată lumea te-a invocat acolo în comentarii, toată lumea vrea să mai filmez cu tine, că nu mai știe de ce, bă, n-ai mai apărut de câteva episoade bune, cred că de vreo 4-5 episoade n-ai mai apărut. Ce s-a întâmplat cu tine, Darusele? Am avut niște probleme și na, acum sunt în forță și sunt gata să te bat. Da, Darusele, dar am înțeles niște probleme, sper că n-a fost nimic așa rău de tot. Bine, niște probleme că ești tu nab la Stumble Guys, altceva nu pot să-mi explic. Bă, dar eu să le fiate, nu știu, am eu ceva să zic ție. Știi câte gemuri am? Ia, gândi, zici tu așa, câte gemuri crezi că am eu? Zero. Nu, greșit, am 1205 gemuri, dar eu să le... Am făcut rost de ele, le-am făcut ca lumea. Da, dar să le... Păi e ușor, mă, cum să le... Le fac ușor, dar să le-am bătut așa din palme, bam, și le-am luat. Atât, atât. Ia să bag și eu. Bă, unde și... Bă, tu nu primești nimic, dar să le... Bă, dar nu știu dacă să-mi iau Stumble Pass-ul sau nu știu ce să fac. Asta e decizia abonaților acolo în comentarii. Tu ce părere ai? Nu știu, hai să zic că și abonați în comentarii, dar spune și tu ce părere ai, să-mi iau Stumble Pass-ul sau să deschid niște cutii, niște chestii de-astea pe aici, niște rost, să dau la roată sau multe chestii nebune de-astea. Tu ce părere ai? Niciuna, când faci niciuna. Păi, Darusele, vezi dacă na. Așa e, bă, eu sunt YouTuber, tu, pe tine nu te place nimeni, ești cel mai slab. Darusele, hai să dăm 1v1, că lumea chiar își dorește lumea asta. Trebuie să dăm 1v1 neapărat, că n-am mai dat de foarte mult timp 1v1. Ai văzut că n-am mai dat, dar punem 2 persoane sau punem 3, că tu faci că 2, în fine. Bun, băieți, cam așa stă treaba, asta o să-i fac eu astăzi lui Darusele, o să-i fac o surpriză. Vedeți că i-am scris numele aici, Stumble God, cum îl are el, și o să-i cumpăr oferta asta de 3 lei. Am văzut că e oferta, este foarte interesantă oferta asta. Vreți-mi dacă în comentarii dacă voi ați luat-o sau dacă o vreți și voi. Cine știe, poate vă fac o surpriză, habar n-am. Și sunt 1200 de gemuri și 500 de tokenuri. Și el de gemuri astea ar putea să-și așe un Stumble Pass, adică zic și eu, până la urmă ar putea să-și de tokenurile astea și de gemurile astea. Eu zic că o să-și facă treabă foarte bună și chiar sunt curios de reacția lui, cum o să reacționeze, pentru că o să aibă o reacție super tare. Adică eu așa îmi doresc că dacă o să aibă o reacție de asta, nașpa, nu știu ce să mai zic. Dar vedem în continuare până la finalul acestui episod. Rămâneți aici, că o să fie jale rău de tot. Bă, Darusele, ce-i mă cu skin-ul ăsta de mâzgă? Ce ești tu așa? Te crezi tu mare șmecher? Crezi că... E mai bine să am skin de mâzgă decât să am skin datul de gratis, mă. Ha? Păi așa tu vorbești, mă, tu nici pe ăsta nu-l ai. Bă, Darusele, te provoc să mergi tu. Că ai skin-ul ăsta. Skin-ul gratis. Da, ok, e gratis, dar tu l-ai măcar, tu l-ai primit. Eu l-am primit, nu știu cum l-am primit, dar cine să-ți dea, mă, Darusele, că tu n-ai niciun prieten, nu te cunoaște nimeni, Darusele, doar oamenii de pe videoclip. Care, oamenii de pe videoclip, niciunul nu te suportă. Adică, nu știu, scrieți voi în comentarii dacă îl suportați pe Darusele. Bă, Darusele, tu ai uitat că ești cel mai toxic, cum vrei să te suporte toată lumea? Eu mi-am luat skin-ul ăsta că seamănă cu Gummy Bear-ul, bă, din Game Pass. E skin-ul meu preferat și mi-aș dori să iau PES-ul. Păi și de ce nu e, mă, PES-ul, Darusele? Ce nu e PES-ul? Sărăcie! E sărac, mă, Darusele, nu știu, poate cine știe, poate faci rost de... Nici cu hack-ul nu poți să le... Bă, păi tu n-ai tokenuri, n-ai niciun gem, n-ai nimic? Tokenuri am! Pe păi și gemuri n-ai? Gemuri am 100. Ai 100? Pe păi și câte îți trebuie, Darusele, ca să faci tu asta? Ca, mai trebuie 900. Bă, cât de sărac ești, Darusele, ți-ai zis că am 1200 și ceva, habar n-am, nu știu câte am, că am prea multe, nu știu să le mai număr. Hai să sărim. Unde să sar, mă? Nu știu, dar tu sar pe asta. Dar ai clip de glume cu mine. Bă, Darusele, vreau să-ți fac ceva, dar nu-ți mai fac. Ești prea toxic, Darusele. De ce ești așa de toxic? Ce să faci, bă? Ce să-mi faci? Îmi dea, mă, de la tot pe, la canal. Pleacă, mă, de aici, că tu nici nu ești abonat, bă. Vezi cum îmi dai, că poate... Ce-am făcut, nabule? Ce schimbă, da. Ești așa de nab. Pentru ce mai vrei Stumble Pass-ul? Că tu ai pum, nu ai tot. Pentru ce îți mai trebuie Stumble Pass-ul? Tu ești dement? Pentru ce, mă? Pentru chinuri? Vrei să fii în chinuri? Bă, Darusele, bă, nu! Nu! Bă, iar am murit, bă. Bun, deci am așteptat să câștig un match și după ce l-am câștigat am râs foarte mult de el și toate astea și l-am făcut în ultimul hal, am vrut să îl fac să se supere foarte rău și toate astea, dar după am zis, bă, hai să facem așa pentru că o să-i arăt oferta asta, cum o să o cumpăr și toate astea și o să fie super interesant, mai ales așa dacă o să fie foarte nervos și după când se trezește cu gemurile alea și cu tokenurile în inventar, să zică, bă, dar ce, what, bă, ce se întâmplă, mă? Deși mi-au apărut niște gemuri și de astea și după o să-i zic că i-am făcut eu, că le-am trimis eu, dar da, chiar sunt curios să vedeți cum o să reacționeze, chiar sunt curios cum reacționați voi la ce a reacționat el. Deci da, o să fie pe bune, tare rău de tot.
Bă, cum am căzut acolo, bă. Hai, te-am lăsat, te-am lăsat. Ești așa de nab, bă, fraiere, bă, ești cel mai nab de pe planeta asta. Bă, pleacă-mă, Daruzele. Bă, cum? Urâtule, bă, fraiere, bă, nabule, bă, care ești caca la jocul, să știu, caca. Bă, Daruzele, nu știu ce să zic, dar... Dar să tu te joci în continuu jocul ăsta, bă, eu nu înțeleg, tu te joci în continuu jocul ăsta și ești foarte slab, bă, ești slab rău de tot, bă, uite să vezi cum o să cazi tu, că ești foarte slab. Bă, nu mai dam o mine atâta, mă enervezi. Gata, Darusele, gata. Gata, Darusele, hai că ești slab. Iată, la prima aia devine la țepile alea, tu o să mor, că ești foarte nab și tu nu știi să treci de țepile alea. Bă, Darusele, tu ai trecut vreodată de țepi, mă întreb eu. Bă, nici țepile n-au ajuns, bă, de ce ești așa de nub, Darusele? Bă, Darusele, bă, ești prea slab. Bă, vezi cum vorbești, Darusele, că poate nu te mai iau pe episoade. Vezi cum vorbești, că eu n-am vorbit așa cu tine, dar eu nu te-am făcut prost. Ce vorbești atâta? Nu știu, bă, Darusele, ești slab, rău de tot, bă. Bă, dar nici gemuri n-ai, Darusele, cât de slab să fii să n-ai nici gemuri. Bă, terminatule, bă, ai avut noroc, bă, terminatule. Bă, Darusele, nu știu, am să zic ceva, nu știu, adică ești, pe lângă că ești foarte slab, în al doilea rând mai ești și slab și în al treilea rând tot ești slab, adică n-am ce să zic, pe bune, mai mult de atât eu chiar n-am ce să zic despre tine. Na, Darusele, n-am ce să mai zic, mai mult de atât, adică da. Bă, Rafaele, eu vreau să dăm 1v1 pe 1000 de gemuri acum, un cap de gemuri, hai. Ce vrei, mă, 1v1 pe 1000 de gemuri? De unde mă să dăm noi 1v1 pe 1000 de gemuri? Că tu nici 1000 de gemuri n-ai dat să dai 1v1 cu mine, bă, Darusele. Ce vorbești, mă? Bă, Rafaele, apucat de gemuri. Ce ai, mă, tu? Ce ai? Ce un cadă gemuri ai, mă, tu? Bă, nu mai visa atâtea lucruri. Că ai zis că ai... Bă, acum mă minți, ai... Bă, băieți, fiți atenți, ce vreau asta să-mi facă. Deci eu nu pot să-mi dau seama de așa ceva. Am zis că am eu 1200 de gemuri. Dar, Sele, am zis că am eu 1200 de gemuri. Tu ai zis că ai 100. Și tu acum vrei să zici că dai 1v1 cu mine în următorul episod. Vrei să dăm un episod de 1v1 prin care eu... Să îți dau ție gemuri dacă pierd și tu dacă câștigi, tu nu-mi dai mie nimic, că tu n-ai gemuri și acum am amins că ai gemuri. De unde ți-au apărut gemurile astea, mă întreb și eu? Doamne, dar eu înțeleg cum să-ți dea, bă, cineva gemuri, bă, tu ești terminat? Bă, băiețe, nu înțeleg ce are ăsta, dar, na. Bă, ce fericit sunt! Bă, Rafaele! Am, dar înțeleg că nu-ți merge, cum adică? Arată-mi dovadă, trimite-mi poză pe Discord. Trimite-mi poză pe Discord. Bă, băiețe, ăsta, bă, mănânci prea mult ce nu trebuie, dar eu înțeleg, adică, nu știu ce să zici. Bă, 1919 da. Și 4188 de tokenuri? Da, tokenurile aveam deja. Bă, cum? Nu știu, Rafaele, ce fericit sunt. Bă, dar răsă, dar nu zice că ai 100 sau ceva de gemuri, că văd că erau 900. Adică 1000 și ceva, pa, acum sunt 1900. Stai, mă, să mă uit la ceva. Bă, dar răsă, eu când ți-am cumpărat acum oferta, 1200 de gemuri. Ce, bă? Și, oul, bă, stai, nu, că m-am dat de gol. Darusele, mai ești toxic acum? Nu mai sunt. Hai că nu mai ești, Darusele, că în episodul următor deja uiți că ți-am cumpărat asta. Darusele, pentru asta că ți-am cumpărat oferta asta, știi ce trebuie să faci tu acum? Ia stai să le arăt la băieți pe ecran. Trebuie să cumperi oferta asta de 26 de lei, de capibara, de toate astea, trebuie să mi-o cumperi tu. Ai, poate... Ce-mi cumperi, mă, tu, Darusele, ia? Da, clasic Darusel, normal, ca de fiecare dată, că așa se întâmplă, bă. Bă, uitați, bă, da, e toxic în ultimul hal, eu nu înțeleg, bă, băiatul ăsta, i-am cumpărat și oferta asta, bă. I-am cumpărat oferta, 1200 de gemuri, 500 de tokenuri. El tot nu e mulțumit, frate, adică eu nu știu ce să zic, e prea... Doamne, bă, nu înțeleg de ce e așa de toxic copilul ăsta, eu nu pot să-l scot, bă, dar nici, bă, o secundă, bă, dacă poate ăsta să nu mai fie toxic. Deci m-am mințit că e fericit, că nu știu ce, că nu mai e toxic, după uitați-vă cum face, bă. Na, n-ai, mă, cum să-l mulțumești, bă, dar Darusel, deci niciodată n-ai cum să-l mulțumești. Pe Darusel, da, cam asta e, bă, măcar sper că v-a plăcut episodul acesta. Sper că a fost un episod foarte interesant. Chiar am fost curios cum o să reacționeze și așa. Bă, el s-a bucurat și așa, dar la final iar a dat în toxicitate de aia, da, lui, dar n-am ce să-i mai fac, adică mai mult dată n-am ce să-i zic, pe bune. Nu știu, dacă vreți să fac asta și la ceilalți copii toxici să-i chem pe toți sau să și le abonați să vă fac surprize și așa. Chiar sunt curios dacă încă n-aveți oferta asta luată. Cine știe, poate vă fac surprize, dar trebuie să apăsați și voi acolo pe butonul de like, să lăsați acolo cât mai multe comentarii, să vă lăsați numele acolo.
acolo în comentarii că poate vă fac o surpriză vouă, cine știe, poate fac un episod special în care vă fac o surpriză și da, nu știu ce să zic mai mult de atât. Sper că v-a plăcut. Like, subscribe, follow pe Instagram, primul link din descriere sau aveți acolo în comentarii Eneba, linkul de la Eneba dacă vreți cele mai ieftine jocuri sau ce vreți voi să vă luați Robux și tot ce vreți voi, să vă luați legat de jocuri, aveți acolo, intrați pe linkul ăla al meu și o să beneficiez și eu de ceva frumos și voi la fel. Cam atât a fost cu acest episod. Pa, pa!